Nu, nu. Dacă am întors în Etiopia, sigur mort. Da, la pușcărie sau am mort, sigur. Eu sunt Solomon din Etiopia, am 29 de ani, am patru frați și trei sore. Nu știu familia este mort, Ali, Ortaia, nu știu. Nu am văzut familia la mine, nu am comunicare cu familia la aproape un an. Familia mea nu are curent, nu are signal, network, nu avem curent acolo, nu telefonul, este mai mult război. E foarte greu. Religia de mine e creștin ortodox. Eu fac cult familia în botez, cruce în front. 4 zile am făcut cruce în front aici. Este tot o persoană are cruce în front, dacă ortodox, creștin. În toată Etiopia, noi ortodox, noi mănâncă porc, este interzis. Nu mâncăm în familie porc. În Biblie nu permis mănâncă porc. Religia la noi e interzis. Și toată sâmbăta e la fel cu duminica în Etiopia, sărbătoare. În Etiopia nu permis la munca în sâmbătă, în Etiopia. Sărbătoare, holiday, la fel cu duminica. Because of that, God takes one day rest. Ai înțeles? Ai înțeles? Personal, am probleme cu religia. Am fost în altă regiune, în Etiopia. Acolo este foarte problem cu ortodox și ei știu la mine despre ăla. Ei știu eu de unde sunt eu. Sunt creștin, musulmani, problem cu creștin. Eu cu cruce în front. Persecută foarte probleme cu noi. Am nevoie să pleci din Etiopia la altă țară. Nu permis la muncă la noi. Toată furat, dacă ai bani și telefon, laptop, și am fost un laptop, de tu furat și telefon, pentru că ei știi de unde sunt noi despre cu cruce din front. Este doi prieteni în universitate. E doi prieteni amoriți acolo, acum foarte greu. Mai multe persoane acum au mort despre foame de mâncare. E greu de famine în Etiopia. It is man-made famine, human-made. Not by nature, not by drought or by poverty, no. The government burns all the agriculture in Tigray by helicopter. This has never happened. And the NGO, humanitarian organization, is blocked, cannot enter Tigray now. And the United Nations organization, UN, is deported from Ethiopia, deportation. Now, nobody can help them, the poor people, the hunger people, they are dying. Eu am venit la București pentru muncă. Și am găsit aici prieteni. Am lucrat în companie topografie. După 2 ani, permis de ședere expirat, am nevoie să stau adresa. Am trimis mesajul la Adventist Pastor Mihai. El a ajutat la mine, că am comunicat cu Adi. Este foarte greu pentru noi despre pandemie să găsim la muncă. Pandemia a venit. Munca nu găsiți simplu. Dacă nu așa permis aici în România, înapoi la Etiopia asta am foarte probleme cu ăla. Și mort, și la pișcărie, și da, foarte probleme. Pentru noi, permis de ședere este foarte important. Eu merg la școală, merg la muncă. Permis de ședere aici la noi, la refugiat, este renăscut. Ca acum naște nou. Ca acum e naște nou. Adi este
Adventistul, eu știi din Mihai, Adventistul Mihai, el a ajutat la mine despre permis de ședere. Am fost cu el în Bucur Obor, în o notarie. Eu facem un contract de acomodat și el plătească bani 400 de lei. Eu face în o zi, rezolva tot într-o zi. Even though I get the document, I have the permis de ședere in my pocket, I was very afraid because I was very afraid of that to go back to Ethiopia. And he gave me some advice, and nobody can touch me if I have the documents, and I was some energy. This I'm telling you to help for that poor people by praying. Yeah, I hope the Adventist Church or Adventist all groups will make praying some group programs for them. This is what I want to say. Enseles?